Când vine moșul Nicolae, cel mai datnic dintre sfinți, cadouri lasă înghetuțe celor care au fost cu minți. Venirea lui moș Nicolae a determinat comercianții să își expună în cutii sau găleți nuielușele colorate. Prețurile variază de la model la model. Cele mai simple costă 1 leu și 50 de bani sau 2 lei, iar cele mai sofisticate pot ajunge până la 2 lei și 50 de bani. Cât despre cadourile pe care le așteaptă de la moș Nicolae, majoritatea sălăjenilor spun că își doresc în primul rând sănătate și bucurie. Alții însă au dorințe greu de îndeplinit chiar și de moș Nicolae. Ce vreți să vă aducă moș Nicolae? Nu știu, în primul rând sănătate și fericire și cam atât. Sănătate și bucurie. Un alt guvern. O pregătire de ghetie, fotbal. Cei mai nerăbdători sunt copiii care și-au pregătit ghetuțele și îl așteaptă cu minți pe moșul, cu speranța că bătrânelul va închide ochii pe alocuri la boacănele făcute de-a lungul anului și le va umple ghetuțele cu daruri, nu doar cu nuielușe. Așteaptă daruri și...